Cu ajutorul lui Dumnezeu suntem în trapeza Sfintei Mănăstiri creștin-ortodoxe din Elveția, de lângă Gruyère. Da? Dragii mei, aș vrea să vă arăt pe acești pereți să vedem câțiva sfinți. Iată, să o luăm de aici, vedem pe Sfânta Tecla, pe care o știm cu toții, aici Sfânta Singlitichia, a Sfânta Maria Egipteanca. Ce este interesant că pe peretele acestea sunt sfinți elvețieni din Elveția înainte de Marea Schismă 16 iulie 1054. Iată că și elvețienii care nu sunt creștini ortodoxi, care nu au aflat adevărul pentru că nu au vrut să deschidă ochii și urechile, nu vor avea iertare la Dumnezeu. Avem aici pe Sfântul Roman. Acum este Sfântul Lupicină. Vedeți pe Sfântul Imier. Iată pe Sfântul Gal. Aici este Sfântul Moris. Aici este Sfântul Felix. Aici este Sfânta Cuvioasă Regula. E aici Sfânta Veren. Aici este Sfântul Lazar. Și pentru că aici se mănâncă, iată ce scrie. Iată măsura înfrânării noastre. După ce mâncăm, să dorim a ne ruga. Tare frumos! Iată măsura înfrânării noastre. După ce mâncăm, să dorim a ne ruga. Iată, aici mai scrie așa. Sufletul nu se smerește cu nimic dacă nu se împuținează pâinea sa. Iubiții mei, și-am mai văzut ceva frumos în partea aceasta alaltă. Iată icoana Maicii Domnului Pantanasa, pe care cei mai mulți creștini ortodoxi o știu, însă aici sus este scris așa, să iubești tăcerea, pentru că vorbind te împrăști, dar liniștea îți adună o comoară. Da? Pe când vorbitul te împrăștie. Așa scrie în limba franceză. Așa cum spuneai odată, rodnicia tăcerii. Să mulțumim la Dumnezeu pentru toți și pentru toate. Și iată, așa cum spuneam, Dumnezeu a trimis pe Sfinții Apostoli în toată lumea. Mergând, mergeți, învățați toate neamurile, botezându-ne numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Matei 28, 20, Sfântul Grigorie Palama. Iar aici vedem l'ospitalité d'Abraham, scris în limba franceză, adică Avram, Sara și Sfânta Treime. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, păcătoși și robii Tăi, iartă-ne, apără-ne, păzește-ne, miluiește-ne și mântuiește-ne, Doamne Dumnezeule, să nu pierzi pe nimeni, Doamne, pe toți să-i aduci la lumina adevărului Tău. Amin și aleluia.